Sunteți gata? Aha. Arză var focul. Aha. Nu, un pic. Da. Nu, sunteți gata? Apă. Aș vrea să subliniez cu două linii roșii că eu mă simt foarte speriat în acest moment, pentru că oarecum am dat de dracu să lăuda în pauză. Iar eu n-am fost speriat, dar mă sperie starea lui Aner. Ca să vedeți că, na, Aner, frate la frate trage. Jonesy, prima întrebare. Pe rând, care începeți? Aner, care e pizza preferată a lui Jonesy? Capriciosa cu sos dulce. Corect? Corect. Care e pizza preferată a lui Aner? Canibale cu sos dulce. Corect? Da. Asta a fost cele ușoare. Animalul preferat, Aner, al lui Jonesy? Un papagal pe care îl și are acasă. Albastru, bineînțeles. Pe care le cheamă Aner, nu? Nu, ăsta e în deplasare. Da. Care papagalul animalul lui preferat? Pisica. Pisica. Zici, da, tu pisica. Este una adormită, da, e un desen animat. Și bișonul? Cui? Bișonul parcă cui? Animalul preferat al lui Aner era un bișon. Nu, se numește tirbișon. A, se numește pisica tirbișon. Da. Beton. De unde vine Aner? De la Turda. Bingo. Adevărat. Și acum începem piesa pentru care, precis, o să ardeți. Va trebui să cântați Inima mea, perit de manele. Începe Jonesy? Sau? Amândoi să cântăm? Amândoi, păi, Inima mea, cântăreți. Perit de manele. Păi tu faci platanele. Am înțeles. Inima mea bate, bate, bate într-una pentru tine ca nebuna. Ăsta nu-i ritm de manele cât îți eu. Hai să vezi, dar eu am un defect. Nu poți să cânt pe ritm de manele. Hai că ritm de manele o fac eu. Inima mea bate, bate, bate într-una pentru tine ca nebuna. Trebuia să fac și așa din gură. Asta era, asta așteptam de la tine. Mai băgăm cărbun pe foc, că nu merge nimic. Așa. Jonesy spune în euskeraz ceva. Inai semen coa, mundaka coa naiz. Bun, dacă m-ai înjurat, nu tradu. Dacă nu m-ai înjurat, spune ce înseamnă. A zis să zic ceva în euskera, iar eu ți-am spus că nu sunt de aici, eu sunt din Mundaka. Mundaka e orașul unde am locuit în Euskadi. Da, și Euskadi este țara... Sau vrei să zic ce, tu îmi zici, eu trebuia să zic Isai Ciucăciuten, adică nu te înțeleg, parcă tu. Scuză-mă. În țara baștilor. Eu-l cred. Bun. Aș putea să vă spun cum se spune ceapă, dar să te puneai de ora de se zice? Chim, nu mai zic, e un organ sexual masculin. Ah, chimnas, am înțeles. Bun, fiți atenți. Eu o să vă citesc traducerea unor versuri dintr-o piesă cunoscută, foarte cunoscută. Voi trebuie să-mi spuneți cum se numește piesa originală și cine o cântă, da? Sunteți gata? Nu. Nu obțin satisfacție, nu obțin satisfacție pentru că am încercat și am încercat și am încercat și am încercat, nu pot să obțin, nu pot să obțin. Când îmi conduc mașina și omul vine la radio și îmi spune mai mult și mai mult despre niște informații inutile, crezând că mă prinde imaginația, nu pot să obțin. Oh, nu, 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 hei, 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 asta e ce spun. I can't get no satisfaction. Și aici am să las pe Jonesy că... Care nu știe cine cântă. Am zis să împărțim băi, cumva răspunsul. Care faza, dar eu nu știu engleză. Dar ce, s-am zis în engleză, ți-am zis în română. Înțelegi? Păi nu, dar trebuia să traduc și am tradus în euskera și a ieșit total altceva. Oh, Jesus, cine cântă piesa? Hai, scoate-l. Un cântăresc, cu siguranță. Zi-am, bro, că nu știu cine cântă piesa. Nu știu. Deci nu știți cine. Dar, tu, dar piesa nu o cunoști. Cine... Da, piesa I can't get no satisfaction. Da. E ceva cu chitară, nu? Parcă are și bas și tobă. Dacă... Rolling Stones! Hey! Da. E, și mai am o singură credeați că nu știu ce tare. Ultima întrebare pentru voi, vă dau un ajutătoare că deja miroase ars aici. Ce credeți că semnifică gestul făcut de Elena Udrea cu degetul la nas? Și aici vă dau variante. A mic, ceva pute în parlament. B mic, uite, pot respira și numai pe o nară. Și C mic, își suflă nasul în stil Batista Românului. Eu merg pe varianta B. Ce? Deci îi suflă nasul în Batista Român, da? Sau ne arată că poate să respire și cu o singură nară. Deci, de ce nu? Cred că și noi putem. Cel puțin pentru a lămuri acest lucru am invitat-o pe Elena Udrea, care a declinat invitația fiind ușor reținută. Băieți, s-ar putea mă să fie bucur pentru voi. Răcită. De mult mi-am dorit să cunosc o trupă de negri la noi în platou. You know what I'm saying, yo?
Mulțumim pentru invitație, dar... Dracu v-a luat. Da. Ne întoarcem după publicitate. Și eu cred că trebuie să mă sperie sau ceva.